Ce faci? Așteptam. Am avut puțină treabă. Ești gata? Gata pentru ce? Să mă las să te iubesc? Păi, sunt gata. Lenții, lenții. Îți promit eu că ușor, ușor o să înceapă să-ți placă de mine. Dragă, ce s-a întâmplat? Ce-am făcut? Mi-e frică. Scuze. E vina mea. Idiot. Ce vrei, mă, așa... Așa e, ai dreptate, e vina mea. Da, gata, se schimbă situația. Dă-mi cu ceva. Noroc. Hai, încoace. Dimineața. Regina, hai că eu trebuie să mă duc să fiu lângă tata. Dar rămâi cu noi să mâncăm. Nu, chiar nu pot. Alina! Ce faci, mă, tata? Domn Luciano, vreau să vă mulțumesc că m-ați primit aici. Mi-a făcut plăcere, lasă asta. Hai, chiar nu vrei să stai cu noi să mănânci? Nu, nu pot. Judecata a început deja. Trebuie să mă duc. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc mult. Bine. Ăsta, Dane, caz. Mare nenorocire să rămâi fără picioare. Santa Madonna, apără și ferește. Dom'le, noi nu putem să facem nimic ca să se înțeleagă ăștia în șatră. Da, sărace de ea, dormit azi noapte sub cerul liber. Fetelor, nu putem să ne băgăm în treburile lor. N-avem cum. Don, cum să nu ne băgăm? Don are dreptate. E o problemă de familie. Hai. Poftă mare. Mulțumim. Oh, Santa Madonna. Bine că ne-am mai liniștit și noi. Hai, hai, bre. Don?
știu dacă e momentul acum, dar... aș vrea să spun ceva. Adică să te rog ceva. Hai zi, te ascult. Nu știu cum să zic. Ești băia mare, hai pe directele așa. Că am învățat să suport orice. Nu, că nu e de rău. Eu și Regina ne placem foarte mult și vroiam să-și cer binecuvântarea. Ca să fim împreună. Ce? Să zie. Unde e și fata mea? Că ești un om bun, știam eu că ești un om bun. Bravo, Alice. Bravo. Chiar mă bucur pentru voi. Și eu mă bucur. Mai puțin, dar mă bucur. Foarte bine, pai. Hai. Chiar dacă e dimineață, ar trebui totuși să desfacem o șampanie. Hai! Șampanie! Eu mă duc la șampanie. Lasă că mă duc eu. Hai, repede! Eu pun paharele. Alea de cristal, hai. Ce e, mă? Eu nu știu că așa se face. Stai liniștită, nu-i nimic. Mirabela, să-mi vezi și pălinții regulile din casa asta. Hai! Ia să vă văd. Să fie într-un ceas bun, dați pe unde vreți cu dopurile. Oh! Hai. Ia le-ți. Ia cara. Să fiți sănătoși și frumoși. Hai să fiți fericiți. Mă, copii, închin pentru fericirea voastră. Că nu mai am 4 copii. Am 6 acum. Că și Cosmin și Lenții sunt ca și copiii mei. Și în curând cred că o să am și mai mulți, că voi o să-mi dăruiți sigur nepoți sau poate distinsa mea soție o să mai îmi aducă pe lume încă un moștenitor. O, domnule, că nu l-ai crescut nici pe ăsta. Dar ce ai, mă? Ce cu tine? Ce te supără pe tine? Eu și Curosa avem belele. Ce s-a întâmplat? Ce e belele? Part unit, bătaia pe Steven, e în spital. Cine, mă? Nu se știe. Păi hai să mergem după ei, hai. Păi hai. Ce-ai, bă, ce vă repeziți așa? Ca mireasa mătesul. Tu ce ai, ți-ai revenit? Gata, hop, țop, țondop, hai la bătaie. Stați puțin să vedem ce și cum. Păi stai bre așa un pic, nu trebuie să mergem să vedem despre ce e vorba, să răzbunăm pe fratele nostru. Da, tată, da, dar să ne organizăm, nu așa. Îți place, mă, șampanie? Da, tu știi, mă, pentru ce bei? Nu. Ha? Hai să mergem. Salată ăștia, doi nebunești. Foarte frumos, hai. Bă, gata, ia fiți atenți aici. Armando, Rubin, vedeți ce-i cu Steven? Și cine a îndrăznit să-i facă chestia asta? O rezolvați voi? Noi avem totuși niște evenimente aici, fericite, așa că vreau să le sărbăm cum trebuie.
Și m-am gândit să dau o petrecere pentru Regina și pentru Lenzi. Foarte frumos, da? Să fie într-un ceas bun. Hai. La treabă, vreau să rămân singur. Hai să vedem ce facem. Cosmin, tu mai rămâi. Suni pe omul nostru de la spital și îi zici să ia pachetul de acolo. Ca să duce și Roza acum la spital și n-am chef de complicații. E ce că se duce la mamă să facă. Știu eu unde se duce. Simt că nu e nebuna asta raznă. Dar ce treabă are Roza cu negrostru? Păi, e o treabă, nu-ți bate tu cap. Ține minte că tot ce fac e să o protejez pe distinsa mea soție. Da, domn. Ăsta-i mă, omul nostru? Nu, ăsta de aici e. Bă, cu metre, dar ce bătaie ți-ai luat cu cița, dar nu, cu levierul mâncat. Hai mă, lasă-l, pace. Ah, băi, lăsați-ne, mă, că avem dracu. Ce frumos șer e, mă, încă la arătat, dar puteți să-l ce la botez, bă, ăsta, la nântă. Ce faci, bă, la ea, plec. Băi, te stă un pic, mă, dor toate mele. Ce faci? Ce fac? Zici că m-am bătut așa cu... Tot mă doare. Hai, bine, hai, lasă-vă, că l-am zis că a venit să te ajut. Știi cine te-a ars? Cine? Păi știi sau nu? Păi nu știu, mă, nu i-am zis tu asta, că nu știu cine, nu știu de ce. Nu se dă-i, bă, de ce m-a bătut ăștia pe mine. Ia zi, mă, și lui ăsta ce mi-ai zis și mie. Eu? Nu, nu tu, mă, eu. Ăsta. Pe cine ai astăzi de bani? Sunt câțiva. Pe cine ai astăzi de bani în ultima vreme? Băi, termină, mă, cu întrebările astea. Vei să-mi pui întrebări pe mine o doară am astăzi de bani. Mă. De ababe ce zici? Ionica? Da. Ăsta i-a suflat-o pe Lenții, tu l-ai făcut la bani, e normal să aibă boală pe noi și tu ai căzut de fraier. Terminăm cu prostiile și lasă pe Ionica, că nu e el, bă, dar am văzut pe aia, dar nu-i cunosc, nu știu cine e. Păi probabil că erau pui de Ionica. De ce, mă? Bababei, neababei, eu dacă pun mâna pe el să moară toată familia mea, de nu ți-l joc în picioare. Nu era el, bă. Eu sunt convins că el era. Cade asta pe mâna mea, ești nebun la cap. Ești strâmbt asta? Lasă-l. Bine, râs bine așa. Ia uite acolo așa viața adevărată, ia uite la el. Nu ce are ăsta tu până te-i la urmă. Faci tu, Ionica, ce mai bine? Da, e bine, e perfect. Acum ai te-a tășchis un ochi, îl luăm acasă, gata. Uite-te la ce glume faci, tâmpite, glume de o flacă. Ce faci, mă, bine? Nu, voi, e rău. Nu-l vezi că e drept? Ce dracu tot pui întrebări proaste? Și voi n-aveați făcut treaba acasă? Ce dracu faceți aici la ora? Ia uite la el, dar ce te privește, mă, pe tine? Ce? Lasă-le, bă, nebunule, în pace, că a venit să mă vadă. Cum ce caută ești? Ai văzut, bă? Vezi, mă? Așa, să taci altă dată. Tâmpite asta. Bine, Dorico, ce faci, mă, băieți? Bine, mai devreme a dat în picioare. A dat din picioare mai devreme, da. Da, bravo lui. Să știi cât aștept eu să-l țin în brațe. Ce aștept, da, ce aștept eu să vină nepotul pe lume, să-i facă o paraghilie de aia mișto. Păi ia, bă, da, tu pe burta aia ai nebunit, vrei un cap în gură să te duci lângă ăla și-l arată bine, fii atent. Fă-ți să moară ce mai spun, dar... Băi, tu mă tași drecul ăsta, că mai dau aici, ce? Băi, cine dai tu capul de burtă? Băi, un pure de burtă, așa, băi, tu tași de... Ce zici? Mă piși pe mine, ce tot țipața... Vrei o sticlă? Stai, liniștită. Lasă-l în pace pe Rubinuce dacă e pus mâna pe pute. E, uite, e, da, mă, e, dacă mai bine nu veneam, e bine așa? Na. Lasă că a venit nevasta. Ce vrei să zici? Zic că nu mai înțeleg nimic, zi-i, mă, dacă, unde e? Atunci se strânge când se eliberează salonul. Păi da,
de cap! Lasă mama în pace! Tu ce cauți faci? Lasă-mă! Băi, dă-i cu jos! Parcă ziceai că te duci la măta! Da, mașina e la mine? Nu trebuia! Păi dacă e aia aceea și eu sunt tot aceea pe olul ăsta la spital! Cu capul ăla de bibilică, la ce concluzie ajungi? Nu că a venit cum ar fi la mine? Unde e, doamne? Unde? Fără zico, ce cauți faci ea? Ai venit la mine, așa? Ha? Pe mine mă căutai, da? Da, pe tine te căutam. Ia ziceți, fă. Ia ziceți, fă, unde? Cântați-vă, cântați-vă, aici, să te vezi să fie neapă. Ce căută asta? Ce căută asta? Băi, ia gata, mă, ia mai lasă-mi în pace! Armandule, ce dracu mă numezi în ce situație? Ce trică suntem și așa inoportun? Mai lasă-ne dracu în pace! Băi, lasă-mi pe Steven, stai să înțeleg și eu ce se întâmplă aici, că nu mai pricep nimica! Ce căută asta? N-ai ce să înțelegi, unde mai să mergem la... Unde, mă, unde a dispărut asta? Armando, hai, mă, că noi am venit cu toții la Steven. Hai să mergem la el în salon, lasu că e cealaltă. Fă, tu nu înțelegi, lasă-mă puțin să văd și eu ce se întâmplă aici. Tu crezi că tata știe ce face asta aici? Nu știe, bă, dar o să-i spui tu, hai dracu să mergem la ala în salon. Mă, nu te mai zăpăci, stai puțin să înțeleg și eu că nu pricep. E nebună, mă, lasă, ce să mai pricepe, hai să mergem. Nu crezi că nu e sănătoasă? Fata, e nebună, sigur e cealaltă. Da, niciodată n-a fost sănătoasă, așa e ea tot timpul. Și asta se moștenește, fă? Dacă și frățiorul meu ia pe de-astea boala copilului. Da, nu crezi că e sigur. Hai, mă, du-te, mă, Coruzală. Lași, fă, că m-ai zăpăcit da, mult. Da, du-te la Steven acolo, că da, da, nu-l faci, uuuu! Ești prost? Bă, și cum mă, Steven, cine ne-a stat să ia bătaie, măi? Și ce, bă, mare șmecherie, a luat bătaie, e vână tot. Da, bă, și trebuie să-i dăm o lecție la ăla care l-a bătut, e clar? Bă, e clar, dar spune-mi și mie, cine e ăsta? Cum arată, e vreun mare șmecher? Nu, e, bă, niciun șmecher, e un fraier, un gulangiu, un moldovean, care nu știe de capul lui. Îl cheamă Ababei. Poate să fie șmecher dacă îl cheamă Ababei? Păi da, bă, bine, a babei, a tatălui, cum dracul o fi chemând, dar și jmenuri are ăsta, mă, cine este? Jmen e un moldovean care a venit în România să plece mai departe, în Spania, Italia, unde vrea să plece el, să facă bani. Și cu pata pusă, că ăsta i-a luat gagica. Stevenul e la bani și uite unde am ajuns. Da, e clar, credeam că avem de-a face cu mari profesioniști, cu jmeni. Stai puțin, stai bun, dar un fir, un capăt, o informație. Unde îl găsim, mă, pe Ababe ăsta? Păi băieți, voi pe ce vă luați bani? Asta e treaba voastră, nu?